Cei 65 de elevi și o angajată a liceului Aristotel din capitală care au avut nevoie de ajutor medical în urma unei toxi-infecții alimentare ar fi avut de suferit din cauza îmbolnăvirii cu norovirus. Informația a fost confirmată de către specialiștii de la Spitalul Toba Ciorbă din capitală, potrivit cărora la pacienții internați ar fi fost identificat acest tip de virus, ceea ce explică simptomele și contagiunea ridicată. Din fericire, în prezent, toți cei care au fost internați în spitale se simt bine. Potrivit medicilor, norovirusul se manifestă ca infecție alimentară și poate fi cauzată de produsele alimentare, de apa necorespunzătoare sau de igiena precară a mâinilor. Amintim că incidentul a avut loc în data de 17 septembrie, când 65 de elevi din clasele liceale, dar și o angajată a instituției, au cauzat dureri abdominale, slăbiciuni și vomă. 14 dintre elevi și angajata liceului au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, iar alți 6 se află la Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Despre caz au fost alertați și reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, dar și cei de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care au efectuat controle în cadrul cantinei liceului și au preluat probele necesare. Pe acest caz a fost deschisă o anchetă epidemiologică, iar până la finalizarea ei, activitatea cantinei a fost întreruptă. Menționăm că în total, la liceul Aristotel învață 362 de elevi, dintre care 132 locuiesc în căminul școlii.